Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Pokémon Wine Bunicia cu Eevee. Ei bine, ultima oară când ne-am întâlnit am ajuns în conacul ăsta bântuit sau bine, cumva jăgmănit, jefuit și toate alea. Da, mi-am dat seama că aici era de fapt Mewtwo sau Mew se găsea în laboratorul ăsta aici. Dar am găsit cheia de care avem nevoie să ne ducem la gym, așa că o să ne croim drum către ieșirea din acest loc. Sincer să fiu, nu prea mai țin minte exact unde trebuia să o luăm ca să ieșim de aici, așa că o să încep să bâșbui pe aici pe colea în speranța că o să găsesc ceva care să îmi deschidă cât mai multe drumuri și să pot să ajung la ieșire și să mergem la acel gym. Acum sper că am la cheia care trebuie, știi că nu era niște chei pe acolo, înseamnă dacă luăm pe asta în sus. Poate în sus mai găsim ceva important, știi? Oh! De fapt, stai, cred că am venit de aici sus, parcă nu? Sau nu am venit de aici de sus? A, o să duci la intrare, nevermind, bă da, asta trebuie să o luăm, hai că e bine. Yay! Hai că am rezolvat și cu asta, acum hai să ne ducem aici, deschidem ușa. Ia să vedem, mă, gym-ul ăsta, asta e gym-ul de foc, cred că, nu? Salut! Gym-ul e... Ok, prima întrebare. Oi, profesor Eggman! Oh, nu e domnul Blaine. Nu-i turul tău încă ce? Oh, stai așa. Hai, ce, cu quiz-uri sau care-i ideea? Oh, el e gym leader Blaine. El e un fire type pro, ok. Am reușit să găsim cheia și acum trebuie să luăm un quiz ca să-l batem. Oh, grozav, să facem un quiz ca să-l batem. Ce-ai spus? Da, sunt gata de start. Ah, fira, trebuie să-mi fi healit Pokemonii. Aia, cred că ne descurcăm, nu cred că e așa rău. Ok, asta e insula challengerii care reușesc să răspundă la 5 întrebări. Ok, hai să vedem care e treaba. Ah, și dacă greșesc să mă bat cu unul din studenți, ok. Dacă vreau să-i bat, trebuie să-mi fac grijă și tot să primesc o păpușă. Da, trebuie să colecționez 5 păpuși, ok, am înțeles. Prima întrebare. Quiz time. Which type of this Spitfire? What? Spitfire? Magmar? Adică scui pe foc, adică îți dai seama că e Magmar. Nice! Ok, următoarea întrebare. 8. Normal, adică erau 8 gym badge-uri, duh. Următorul? Third question. Steel type move used on fire type Pokemon will be steel type? Not very effective. Adică, pana mea, mi se pare normal. Easy. Hai că avem deja 3 de să ne mai trebuie încă 2. TM28 formează Tombstone-i, TM28, true? Wrong. Ah, firar! Nu cunosc TM-urile pe de rost, adică serios acum, cum puteam să știu un TM pe de rost, să fiu serioși? Bine, măcar că-s Pokémon de foc și pot să-i sparg ușor. Ok, Blastoise, rezolvă-i! Dă un pic de waterfall acolo, așa. Wiiu! Easy. Întrebe și mie Growlithe, că am Arcanine-ul. Oh, e Rapidash, nu? Ține-o pe asta. Wow! Cascadă! Oh, fire spin. Țapă, nu merge cu mine. Cascadă! Nice! Oh, dar dăm bine de tot în ei, nu glumă. Săracul Rapidash. Pare rău, boss, dar trebuie să te bat. Cred că mai degrabă răspundeam greșit la mai multe ca să te bate mai mult. Hei, am luat păpușa. Ok, următoarea chestie. Ultima întrebare. What about the battle? The fire type pro
Blaine? Normal, cu Blaine trebuie să o bat, adică... Bine, era greu pentru că toate îl descriau pe el, dar... Na, îți dai seama. Uh-oh. Ah, what the fuck? Îmi place că Eevee are mai multe expresii faciale decât, decât are caracterul meu. Jesus. Ok, sincer îmi place mai mult fire type-ul din... din ăsta, cum îi spune, din Sword and Shield. Asta parcă era că prea dubios, mi-a cerut din Professor Eggman. Tu, Magmara. Așa zici tu, mă. Pokémonul ăsta. Și ce, nu știu cum să spun, dar îmi pare rău, dar cam... cam o să-i o dau tare. Eu, low kick. Ce fost asta? Cascadă! Rip. Ai jucat și tu, boss. Arcanine. Ia, păstrăm. Nu cred că o să avem probleme până într-un punct. Au, dăm, iar cascadă, cum sună. Outrage. Să ia ca să mă lupugnească, nu parcă. Aha. Oh, God! Ah, aproape. Hai să dăm cu scald. Să parcă atacul mai rapid. Firar nu-i mai rapid, deci nu atacă el primul. I died! Firar. Ok, împotriva focului ce mai merge? Ground, parcă. Rock sau ground. Sau graveler. Că sandlash și ice și... și a damage după. Salcă fă, bossulane. Ia, hai să dăm un rock slide. Oh, Firar! Da, trebuie să mă heal-ui neapărat. Arcanine is confused. Aaaa, asta sunt dat damage mult! Sau nu? Ok, never mind. Pa. Super effective! Oh, XP boost acolo, așa frumos. Rapid dash, no. Ia să ne luăm mă și de asta. Rock slide! Flare blitz. Dar nu sunt de mult damage. Oh god! Arăta mișto ca animație, dar da, na, whatever. Au și damage la recoil. Rock slide! Bum. Oh, wow! Am uitat că asta mi-a făcut tonul de level. Ninetales, ha? Ne, nu sunt așa, Ninetales e normal type, bine, fire type simplu. Ok, sper doar că mai mi-ajung astea, mai am 3 atacuri. Mai are un simplu, că se uită un Pokémon, deci mai contează. Fire Blast! Da, dracu, tot numai cu focul ăsta vostru. Ce măcar nu mi-a dat, gen, nu mi-a dat să iau burn damage. Wow, efectiv a fost o demolare totală aici. Bine așa, mă? Ae, n-ai să-i faci boss. Paro, Dr. Eggman. Până aici s-a fost, man. Ei, Vulcano Badge. Mai avem un singur badge de luat și pe aia putem participa la Liga Pokémon, boys. Nice. Și ce temem de? Fire Blast. Oh, am nevoie pentru Charizard de chestia aia. Vulpix or Charmin would be ideal. Fireblast attack should be utmost respect. Don't waste it on water type Pokémon. Păi nu pot să folosesc un water type Pokémon, dar să fim serioși. Doamne, ce mă sper că vine Graveler, știi? Era ca în, ca în Indiana Jones când te urmărește piatra aia, știi? Oh, nu e demonetizare. Unde ai fost, frate? Da, aici am fost. Am crezut că... Ah, credeai că am ajuns deja aici. Ai crezut bine. Da, l-am luat pe Blaine, a fost easy. Da, am nevoie de 8 badge-uri ca să intru în Liga Pokémon, corect, corect. Și am deja 7. Și tu ai 7? Nice, super. Și înseamnă că mai avem una. Trebuie să mergem în Viridian City, da? Deci acolo o să fie ultima... Dar era închis ultima oară când am fost. Nu, n-am fost. Da, ok, suntem primul Viridian City încă o dată, vedem, poate găsim. Deci ok, trebuie să luăm pe acolo.
Okay, mai întâi o să vreau să mă o să mă vindec, cel mai probabil. Adică zic și eu că ar fi cazul. Și să vedem TM-ul ăla, să îl dăm lui Charizard, că săracu are numai o singură mișcare de foc și aia e cam destul de proastă. Adică n-are un impact așa masiv pe cât s-ar spera, știi? Ok. Ia să vedem noi acum. Pokémonul meu ar trebui să fie bine. Sper să ne mai auzim. Așa, hai să vedem aici de mișcarea aia. Și să o punem acolo unde este Power Up. Nu, Power Up-ul. Teme case aici. Stai, cine poate să învețe? Graveler poate să învețe? Fire? Oh. Aș putea să-i dau un Graveler. Mișcare de foc. Să aibă și el acolo în caz de orice. Cred că am să-i dau un loc de... în loc de Brick Break. Sau bine, e și asta o treabă. Hai, punem așa fie. Lasă așa. Punem în locul de stand și de Brick Break. Brick Break e destul de slab ca și de ăsta. Hai să folosim și pe Graveler. Poate pe Graveler și așa e vreo mișcare pe care noi nu o folosim destul de des. Una de electricitate în special. Că avem deja una. Thunderbolt sau Thunder Punch? Thunder Punch are șanse mai mici de a face ceva. Pentru că e fizic, adică împotriva fantomilor prea are efect. Mă mai gândesc. Ok, hai să vedem, ne ducem și noi către Viridian City de acum. Niște Pokémon parcă aveam destul, nu mai țin minte dacă mai trebuie să mai luăm ceva. Deci unde totuși că n-am bicicleta, asta ce e? Cinnabar Lab. What the fuck? Am fost aici? Am fost aici. Măcar aici știm că a fost lejer și toate alea. Ok, ultimul bash, boys. Să ne apropiem foarte tare și de finalul jocului ăsta. Bă, vere, dar noi catrăm ca multe jocuri, nu credeți? Ok, bag. Hai să unde e harta aia, zic ce zice harta aia. Viridian City, deci e Pallet Town. Oh, Viridian City e în față. Alol, deci fix următorul oraș după Pallet Town. Stai, chiar Viridian City e ultima? Ok, asta e interesant. Hai să verificăm atunci. Mă îndoiesc că ăsta ar fi fix ultimul. Oh, stai un pic, dacă stăm cu aici cu ăștia. Atunci noi trebuie să schimbăm... schimbăm pe Venusaur. Ca să n-avem noi stres. Firar! Am crezut că pot să-l păcălesc. Oh, e Roland! Ok, Roland, care idee? Hai că dă Venusaur acum o treabă pe tine, de știi cum să te rezolve. Hai să dăm Petal Dance, asta dă bine. Minimize, să fac mai mix, de-a 20 de mișcări mai ușor. Dead. Ok, următorul. Oh, stai așa că am făcut și level. Întrebi care fi următorul acum. Oh, Kingler. Ne, sau așa. Ah, noi încă dăm cu atacul lor. Nici nu trebuie să mai selectez ceva. Îmi place că Petal Dance îl dai odată și pe aia dă există șansă să dea de mai multe ori singur. Dar și-a devine confuz pentru că se obosește repede. Dar am zis la și pe Roland, de asta pare destul de trist acolo cu muci din nas, săracu. Așa, hai să ne ducem pe aici. Bă, că ajungem în Pallet Town. What the fuck e cu grasul ăla acolo? Bă, dar ce scoat atâția de ăștia pe aici? Adică, serios? Bă, stai, eu am venit aici, dar aici nu pot să fac nimic, că n-am cum să ies. Firar.
Cred că va trebui să folosim tehnica de zbor până în Pallet Town și după aia să vedem, sau până în Viridian City. Bine, oricum voiam să explorez un pic, să văd ce Dumnezeu să afle aici. Ok, hai să folosim schema de zburat până într-o parte în alta, că deja e puțin stresant. No, nu play with partner. Secret technique. Sky Dash. Viridian City. Go. Nu era asta orașul cu Brock? N-am avut-o pe Brock, sau cred că următorul era de fapt. Mă întreb ăsta ce tip de Pokémon fi având în Viridian City. Da, mă, era ăla de fapt închis, acum mi-aduc aminte. Lol, cum e crenguța aia pus acolo? Unde era Jim, oare? E Jim? Și așa ascuns Jim-ul ăla? Aoleu, ruta 1, frate, doamne, unde am ajuns? Oh, dacă sparg la poți vorbesc cu nenea ăla de acolo, din care e șpilul. Păi zice că e un gym aici, dar să fiu de-l văd, ăsta e gym-ul? Ah, uite, gym-ul în spate acolo. Ce orb sunt. Ah, și rampa aia acolo, uite și pe ăsta că mă aștepta. Mamă, uite câte drumuri mai avem de explorat. Oh, n-am niciun odiș. Aveam să verific acolo, bă. Deși e ușa încuiată totuși. Deschide-te! Nici asta nu funcționează. Zici ceva, nu sta acolo. Deci te... Să știi că dacă mă urmărești în timp ce fac asta e destul de rușinos. Și câte badge-uri am luat? 7? Aparent văd că suntem egali, ceea ce înseamnă că mai avem doar Viridian City, la fel și tu, nu e așa? Ok. Dar n-am reușit să intru în gym. Cu cine ar trebui să vorbim? Cred că cu Profesor Oak? Ok, hai să vedem dacă el știe. Oh! Hai să vedem ce zice aici. Dacă el nu poate ne ajuta? Da, suntem mai grupați ca fatura trecută când ne-am văzut ultima oară. Cum să nu? Oh, el e, da, e Gray sau... Nu știi cum îl cheamă Blue? Gary, ok, Gary. Deci că, da, deci că el este nepotă viu. Cum zice că te cheamă? Ceva în genul ăsta? Plus că de bea ne-am întâlnit. Da. Mai important de atâta. Voi v-ați urcat grozav, hă? Ce? Acum e parachetă vorbesc, că v-ați urcat grozav și a reușit să salvați acea companie acolo. A reușit să-l bateți pe ăla acolo. Oh. Nu, n-am fost eu. Eu am pe Bobby l-am bătut pe Giovanni. Și ce? Tu și Pokémonii tăi ați făcut, v-ați scurcat de minune oricum. Și dacă am ceva pentru voi, fac un Keystone. E un Keystone? What the fuck? Mega Evolution? Mega Evolution? Cum vine asta? What? Mega Evolution, Strong Bone, Pokémon and Trainer, Brief Poem. What the fuck? Vreau și eu! Cum se folosește Mega Evoluția aia? Nu știa că există Mega Evoluție în chestia asta. To use these Mega Stones. Venusauri, Charizard D, Charizard Y, Blastoise Neat. What the fuck? Wow! Vreau să le încerc! How do I use them? Ok, bag. Battle Pocket Keystone Venusaurit Move Item. Mă spun că îl dai în timpul luptei, probabil. Așa? Adică nu cred că dai acum sau așa, uite, Venusaurit. Ok, whatever, încercăm. Ce vrea să facem acum? O, să vin el să verifice în Pallet, în Viridian City, să vadă care-i treaba. Ce s-a întâmplat? Ce a verificat asta? Ce mai găsit acum? Eevee! Cine e aia? E sora mea! Caută flori! E un secret, nu o să spui nimănui, bă, o, da, caută să facă un buchet.
O, s-a întors gym leaderul din Viridian City. O, ia uzi. Am să înțeleg că Eevee ăsta nu vrea... vrea flore acum. O, grozav, deci dacă s-a întors sau acum pot să mă să-l bat. Proces loc, am treabă. Am debătut un gym leader și aparent am de niște mișcări noi de încercat. Vreau să văd cum funcționează aia cu mega evoluția dău. Charizard X și Y, întreb aia cum e. Pentru că aia suna ceva foarte nemai întâlnit până acum, sincer să fiu. Cred că începe să mi se strice control joystick-ul, că nu prea se duce bine. Cumva e aceeași persoană aici. Dai, vreau să citesc ce e aici. A, atât, deci nu zice nimic. Ok, zic, ce tip de Pokémon e aici? Stai, care e gym leader-ul? Ce să-l găsesc? A, e ascuns încolo, ok. Hei, salut! Unde de gândi, qualify for gym, you have 7 badges, ok. Oh, e ground type! Pe bune e ground type ăsta? Aoleu! Grass... Ai bine că l-avem pe Venusaur primul, grass și toate alea. Ok, stai, ce mai vrea să fie? Ok. Așa se modă fix înapoi, deci nu rezolv nimica. Măcar de mă oprea din ăla... Ah, nevermind, m-am oprit. Ia mă, vreau să folosesc aia cu Venusaurite și toate alea, vreau să văd ce știe să facă chestia aia. Nidoking, ăsta e ground type? Au, devine ground type la ultima evoluție, cred. Au, mega evolution, what the fuck? Lol, vreau să văd asta. Wow! Cât de groaznic arată! Mega Venusaur! Cât de șmecher! Earthquake! Tot iau o tonă de damage. Mamă, dar nu știam, frate! Cred că știam, dar am uitat complet detaliul ăsta, credeți-mă. Dar asta e tare! Mă, asta chiar e foarte tare. A, și la Blastoise devine chestia aia cu turnul la mare pe spate, nu? Parcă așa ți-e minte. Bine, păcat că nu puteam să folosim... Stai, ground type și ia damage de la apă. Doar un test. O, da, așa. Așa, hai să punem pe Blastoise următorul. Party. Boom. 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 Ok, hai să vedem. Dumă. A, mă, ce prost. Aoleu. Hai, că mă duc dacă e. Ah, fiar. Salut! Ok, să mă iasă la treabă acum. Vreau să văd mega evoluția și l-asta. Noroc că am făcut, cum se cheamă, am făcut puțină relație cu băieții mei aici. Blastoise! Vreau să văd mega evoluția iarăși. Mega... Waterfall. Reacționează sau nu reacționează? Uite că reacționează! Oh my god, cât de badass arată, holy shit. Asta arată tare. Earthquake, bă, da, toți dați Earthquake, mă. A, o să-și oarecă mai mult damage la Earthquake. Waterfall, boom. One shot măcar. Măcar atâta. Rhyhorn. Nu mai înțeles așa tare. Bă, nimeni n-are evoluție? Nimeni nu folosește evoluția. Ne dăm cu Scald ca să s-ar putea să miște mai repede și mai bine. Yep. O să ceva mai rapid atacul. Ceea ce bine. Bine, oricum Pokémonul era destul de slab. Îmi place mai mult cum arată Blastoise. Ah, Fira vreau să iau aia. Dacă e prea târziu, e lumea asta aici și încolo. Guri. Dacă tot l-am bătut pe ăsta, o luăm așa. Aoleu, dar unde mă duce ăsta, frate? Hai mă, serios, m-a dat ăsta de aici la întrebări. E ok, fie. Mă gândeam că îți dă ceva abilitate nouă dacă te transformi în chestia aia, dar văd că nu-ți dă.
cagar, o să mă transform iarăși. N-ai rost. J de apă! Bujum! Oh, e mai rezistent ăsta. Au. Fira a reușit să mă otrăvească, mă, ce mă enervează. N-avem noi o relație bună să-și scoată o travă sau ceva, parcă. Nu, n-avem. Ok, am înțeles. Speram. O, de ce tare avem mega evoluții. Nu știam de asta. Chiar mi se pare foarte tare că avem mega evoluții. Deci chiar dacă e bazat pe prima serie de Pokémon, măcar are și câteva chestii în astea noi. Ai Alola, ai mega evoluții. Mă întreb ce mai are. Chiar sunt tare curios ce mai are. O, nu numai Rhyhorn, nici un Rhydon. Firar. Hai, Blastoise, am încredere. Rupe-i pușul. Aia zic. O, mai e ceva de muncă aici cu asta. Ok. Normal că mă oprești în față. Ha, nu se putea altfel. Care pot să o oculesc acum, știi, să mă duc pe lângă alea să trec direct pe ușă. Ok, Kelly. Tu ce ai? Nidoqueen? Oh, salut. Oare țâțe? Să ai normal type. Da, am să-i dau, cred că, waterfall, zic cât damage de waterfall-ul. Whee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 
Dragon-type, am înțeles. Bă, dar gata, frate, cu chestia aia de atac, ficior, Jesus. Nu, no, care de rupe ai și tu poison-ul ăla, frate, dar nu, n-ai putut să-l rupi. Boom! Și acum tot moare de la poison, parcă, sau nu? Hai când, parcă nu, poate nu. Dar băga când numai Pokémon ăștia evoluează, gen la Omega evoluție. Aia și prefera mai, de la mai mulți, dar cred că deja cer prea mult. Ok, antidot. Știu că am cumpărat antidoate, ultima, 20 de antidoate, what the fuck? Deci am așa de multe. Încep să-mi pun întrebări dubioase legate de, de alegerile mele în viață. Și anume să cumpăr atât de multe antidoturi. Ok, vindecat și asta. Da, Venusaur arată așa de degeaba. Sincer. A, nu pot să trec pe lângă. Cred că pot să păcălesc sistemul să trec pe lângă. Stai, asta mă trece, oh, naibii. Bă, stai, Junule, ce pana mea. Hai că da. A, ajută să-mi găsesc drumul până încolo, am înțeles. Fun. A, nu vreau mai asta e mai bine. A, deci indiferent pe care le-au trebuie să mă bat oricum cu unul, ok. Ce mai eram pe aia acolo? Deci rampa aia e complet useless acolo. Sandlash. Varianta normală. Faci cum arată. Păi că va trebui să-i fac felul. Cascadă! Aproape one shot, aproape one shot. A, fire, acum se duce înapoi. N-am nimic care să dureze. Boom. Au. Urât. Urât din partea ta.
Așa. Și acum, hai să o luăm pe aici. A, pe bune că e șeful echipei rachetă, bossul. El e. Salcă fâman. Mi-era dor de tine, Giovanni. E giorno, Giovanna. Ha-ha! Bun venit în ascultătoarea mea! Ha-ha! Așa ce obținea asta o să fie până când o să restaurez echipa rachetă. Dar văd că mai întâi din nou, așa că este momentul să ne batem, doamnă, că data asta nu o să mă abțin. Încă o dată, hai de face cu Giovanni, cel mai tare trainer. Dar te-ai bătut de două ori, cum e cel mai tare trainer, că nu înțeleg. Sunt confuz. Ok, Giovanni, dai tot ce ai, man. Ductrio. Forță, forță, forță Pokémon ăsta, e fain. E foarte fain Pokémon ăsta, nu mai folosi. Mega evoluție! Atac cu apă! Durudun, 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 durudun. Hai zic. Hai, cât de blan arată. Și cât de blan arată Blastoise mega evoluat. Earthquake, eh? Ouch. One shot! Dead. Nidoking, nu schimbă nimica. Mai dăm o dată. Ok. Din nou. Cascadă. Whee! One shot. Cel mai tare trainer, by the way. Rhydon. Ce asta de tot Rhydon, mă? Oh, era Rhydon acum, nu era Rhyhorn. Și-i seama la fel la nume și de Waterfall! Ia să-i și Steel-Type, trebuie să reziste mai bine o leacă, dar nu prea. Rip. Ok, acum a trimite Persiano. Oh, super, de fapt. Oh, Nidoqueen? The fuck? Nidoqueen. A trimis Nidoking, Nidoqueen și acum aia a fost, știi, gen, pași și pusii. Waterfall! Pârâpâ, pârâpâ, pârâpâ. Oh, n-a murit! Uh-oh. Ip. Încă o cascadă! Și bam! Gata, o, Giovanni, asta a fost toată treaba. Până aici s-a fost. Bărăbăbăm! Ha? Chiar că a fost lupta intensă, bă, mersi frumos de bani. Ha. E, ai fost iarăși bătut, uite, badge-ul de pământ. Nice! Da, de acum toți Pokémonii de orice level o să mă asculte pe mine. Acum pot să îi bat pe aia din, cum se cheamă, din Pokémon League. Am prins Earthquake. Finally, o mișcare bună pe care aștea să o pun lui ăsta meu. În loc de Dig, aș putea să pun Earthquake. Ok. Pa, Giovanni. Te-am văzut încă o dată. Echipa rachetă e pa. Ok. Pa, echipa rachetă. Oh, vrea să devine iară Pokémon trainer ăsta. Superb. Până când ne întâlnim iarăși, iar a plecat Pokémon Gym Leader-ul. Ce mai gym leader, frate? Mereu pleacă. A, firea, nu pot să mă întorc. Trebuie să mă întorc pe modul cel lung. Wii. Wii. O, doamne, se face greață uitându-mă la el. Stai un pic. Și a treia oară, dacă tot venim aici, măcar să luăm chestia asta. Să nu mai las acolo. Super, mai și badge-ul. Termina cu asta. Oh, felicitări. Mersi frumos, oh, dar ce cu șocul ăsta? Da, nu credeam nicio că un criminal poate să folosească acest gym leader, gym ăsta. Da, ceva în genul ăsta, gym-ul ăsta să folosească post de ascunzătoare. Ok, eu o să mă uit asupra, eu o să veghez asupra acestui gym de acum încolo.
Nu prea-mi place mie să fiu agățat de anumite lucruri, dar hei, măcar data să pot să fac ceva. În sfârșit, eu o să fiu G-leader de acum încolo. Grozav! Nice! Din vest, ok, ruta 22, Elite 4 are tough opponents, but don't dare lose. Ok, deci de acum trebuie să ne obiectim de ruta 22 și de toate alea, cred că pe aici e ruta 22 or something. Belebe? Belebe? A fost fun! Adică, oh, nu e aici. To the west. Sau cred că asta e ruta 22. Nu vreau să văd când scrie, au rut 22, nice. Ok, deci aici trebuie să mergem de acum încolo. E bine, oameni buni, ca asta ar fi pe această parte din Pokémon Let's Go. Dacă v-a plăcut și veți des mai multe videouri de genul acesta, știți foarte bine ce aveți făcut. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment, iar noi ne vom auzi cel mai probabil data viitoare. Pa, pa!